Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru că ați dat curs invitației la conferința noastră de presă de azi, deși condițiile meteo de afară sunt un pic poate peste mână. O avem alături de noi pe colega mea, doamna senator Cristina Breahnă Pravăț, care îi mulțumesc la rândul ei pentru că a dat curs invitației la conferința de presă de astăzi și și-a făcut timpul necesar pentru a onora discuția cu jurnaliștii de astăzi. După cum vă este cunoscut din invitația care a însoțit, care a fost transmisă ieri, subiectele conferinței noastre de presă sunt administrative și vizează mai multe aspecte legate de implementarea unor proiecte sau neimplementarea unor proiecte la nivelul municipiului Bacău. După cum știți, nu organizăm conferințe de presă de dragul de a le organiza, ci atunci când avem de adus în atenția opiniei publice și de a supune atenției dumneavoastră, ca reprezentanța de mass media, a unor elemente, a unor subiecte stringente și care adeseori creează mari dificultăți administrației publice locale și, prin extensie, cetățenilor orașului Bacău. Și dați-mi voie să încep cu primul subiect și subiectul care e triggerul, dacă vreți, a conferinței de presă de astăzi, și anume faptul că la 4 ani de zile de la pierderea finanțării europene aferente proiectului Insulă de Agrement, modernizarea Insulă de Agrement în municipiul Bacău, primăria Bacău este bună de plată în continuare și are de restituit către Ministerul Dezvoltării suma de 160.000 de euro, peste 820.000 de lei, cu titlu de dobânzi de întârziere pe acest proiect. Repet, suma de 160.000 de euro, urmarea unui proces care a fost pierdut definitiv de primăria municipiului Bacău încă din ianuarie 2023, deci de acum jumătate de an, timp în care diriguitorii primăriei Bacău nu au mișcat niciun deget cu privire la acest subiect, nici în spațiu public, nici în zona restituirii acestei sume de bani către bugetul de stat. Și elementul de noutate și cumva de ipocrizie administrativă, ca să nu-i spun incompetența administrativă de-a dreptul, este dat de faptul că în ședința Consiliului Local de astăzi, care se desfășoară chiar la această oră, există un proiect de hotărâre, un proiect de rectificare bugetară, care conține, între altele, și această cifră de 820.000 de lei, ce urmează a fi restituită bugetului de stat cu titlul de dobânzi de întârziere pe proiectul Insulei de Agrement. Repet, la 4 ani de la pierderea finanțării europene de 7,9 milioane lei. Pentru noi, și când spun pentru noi, mă refer la echipa noastră politică, care și-a asumat o conduită de responsabilitate față de comunitatea băcăoană, această cifră nu este o cifră între altele. Nu este o cifră între altele care să fie dosită, pusă pe șest, să se piardă în mai multe alte date și cifre care îndeopște însoțesc o rectificare bugetară. Este o sumă de bani cu care se puteau pune în siguranță toate locurile de joacă sau majoritatea locurilor de joacă din municipiul Bacău, pentru că știm că primăria Bacău are restanțe majore la acest capitol și totodată, dacă îmi permiteți această licență, este și simbolul falimentului celor 3 administrații care s-au făcut că fac încercând să termine această insulă de agrement și totodată simbolul harababurii și habarnismului care domnește în administrația Viziteu sub conducerea primarului cu același nume. Cum s-a ajuns la această sumă de bani de restituit? 160.000 de euro. După cum știți, în mai 2019, Ministerul Dezvoltării a emis decizia numărul 8, prin care,
pe fondul nefinalizării investiții de la insula de agrement, nefinalizării în termenul de 31 decembrie 2018, termenul contractual prevăzut, s-a emis o decizie vizând restituirea sumelor de bani trase ca finanțare europeană, totalizând la momentul respectiv 7,9 milioane lei. Această sumă nu a fost restituită decât abia în luna octombrie 2019 și sigur că între luna iunie și octombrie au curs dobânzi de întârziere calculate prin aplicarea unui procent de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere la suma totală de restituit, la debitul de restituit, respectiv 7,9 milioane lei. Și sigur, s-a ajuns la acest total de peste 820.000 de lei, respectiv 160.000 de euro. La momentul respectiv, în loc să se asume de către administrația de la acel moment o eșalonare acestei datorii, da? Creanțe bugetare a Ministerului în detrimentul bugetului local, s-a luat decizia declanșării unui proces în instanța de judecată, proces care s-a încheiat, așa cum v-am spus în introducerea la conferința de presă, în ianuarie 2023, definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție. Insula de Agrement, dragi colegi, este un, iată, un never ending story, o telenovelă care parcă nu se mai încheie și care la 4 ani de la pierderea finanțării europene nerambursabile prejudicează în continuare bugetul municipiului Bacău cu tot felul de datorii, penalități și dobânzi care trebuie plătite în urma unor procese pierdute având ca obiect acest obiectiv de investiții nefinalizat până astăzi. Și când spun nefinalizat până astăzi, nu pot să nu-mi amintesc, și am și menționat asta anterior, că insula este simbolul falimentului a 3 administrații care fiecare în felul ei s-a făcut că face, s-a căznit în încercarea de a termina un proiect pe care băcăuanii îl așteaptă de aproape un deceniu, dacă nu și mai bine, și după cum spune o vorbă neaușă, copilul care are prea multe moașe rămâne cu buricul netăiat, iată, insula de agrement nu e gata nici până astăzi. Și datorăm acest eșec de proporții, care iată ne costă și azi, costă bugetul local și azi, tripletei falimentare Stavarache, Necula, Viziteu, fostul primar Stavarache și managerul de proiect de la acel moment, Ciprian Piștea, actualmente administrator public în primăria Bacău, sunt cei care au desemnat proiectantul și asistența tehnică pe acest proiect. Proiectant care a realizat un proiect din birou, pe genunchi, și care a văzut insula de agrement doar în fotografii pe Google, nu și la fața locului. Și vă reamintesc, pentru că am memoria administrativă a acelor ani, 2014-15, când s-a lansat prima dată licitația pentru contractarea lucrărilor de execuție a insulei de agrement, ea a fost anulată din cauza zecilor de solicitări de clarificări depuse de către ofertanți. Și de asemenea vă reamintesc că împotriva acestui proiectant, în 2017, primăria a deschis un proces solicitând daune interese în cuantum de 11 milioane lei, daune interese câștigate la Tribunalul Bacău. Sigur, nu în acest cuantum, dar într-un cuantum calculat la momentul respectiv de Tribunalul Bacău. Datorăm tandemului Stavarache-Piștea un proiect lacunar, deficitar și care a antrenat pe cale de consecință o grămadă de probleme la implementare, culminând cu, evident, neatingerea termenului de finalizare și nerespectarea termenului de finalizare a proiectului și restituirea
celor 7,9 milioane de lei. Domnul Necula, fostul primar al municipiului Bacău, de numele căruia se leagă pierderea finanțării, deși în 2016 unul din primele acte semnate de fostul primar a fost prelungirea termenului de implementare până la 31 decembrie 2018, ar fi fost timp, 2 ani și jumătate, în 2016 alegerile au avut loc la jumătatea anului, nu în toamna anului, ca în 2020, ar fi fost timp pentru a redresa acest proiect, însă s-a preferat băltirea într-un stadiu de birocrație interminabilă, care a condus în final la pierderea acestei finanțări și nerespectarea termenului, dar și la lansarea într-o aventură juridică, un proces despre care se știa că va fi pierdut și că primăria nu avea nicio șansă în acest proces, întrucât pentru a face dovada că această sumă de 7,9 milioane lei nu era imputabilă primăriei și de restituit de către primărie, la mijloc trebuia să avem o situație de forță majoră, o situație excepțională care să fi periclitat acest proiect de maniera în care termenul de finalizare nu putea fi respectat. Și desemnarea unui proiectant a fost atributul municipalității și sub controlul municipalității, a primăriei, administrația anterioare, cum am precizat, deci nu o situație de forță majoră sau o situație excepțională care să impieteze fundamental implementarea acestui proiect, până la imposibilitatea respectării termenului de 31 decembrie 2018. Și sigur că ulterior s-a preferat intrarea într-o aventură juridică, pentru că fostului primar îi plăceau cenaclurile juridice în care se vorbea mult și nu se făcea nimic. O aventură juridică încheiată, repet, în ianuarie 2023 la Înalta Curte de Casație și Justiție. Și a mai pierdut ceva domnul primar, fostul primar, faimosul pariu din mai 2019, poate mai sunt printre dumneavoastră oameni care au participat la acel pariu la Insula de Agrement, în prezența fostului prim-ministru de la acel moment, doamna Dăncilă, în care conducerea primăriei la acel moment și-a asumat finalizarea Insulei de Agrement în septembrie 2019, concomitent cu finalizarea decolmatării lacului de la Insula de Agrement, decolmatare aflată în execuție la momentul respectiv de către apele române Siret. Decolmatarea s-a încheiat, vedem apa la Insula de Agrement. Insula de Agrement, așa cum spuneam, un never-ending story, nu este finalizată nici până astăzi. Și sigur, din această tripletă falimentară nu putea să nu lipsească actualul primar. De ce domnia sa? Pentru că dânsul a știut din ianuarie 2023 că primăria a pierdut acest proces, dar a tăcut mâlc și, sigur, a încercat să pună pe șest rectificarea bugetară care este astăzi în discuție în Consiliul Local, să pună pe șest această sumă de bani, doar o trece neobservată. Și a mai făcut ceva domnul Viziteu. S-a complăcut, cred eu, într-o mezalianță cu fostul primar, care i-a asigurat luni bune, să nu zic ani, niște voturi în Consiliul Local și, sigur, a deschide cutia Pandorei pe subiectul penalităților, pe subiectul dobânzilor de întârziere de plată, ar fi însemnat, știu eu, o intrare în coliziune cu camaradul său din Consiliul Local. Nu întâmplător am jalonat cele trei administrații cronologic, pentru că cei trei foști primari și actual primari nu sunt străini unul de altul. E de notorietate că domnul Viziteu e vizitat de domnul Stavarache de 2-3 ori pe săptămână în primărie. E de notorietate acest aspect, inclusiv în rândul angajaților primării. Și când nu e vizitat la primărie, domnul Stavarache vizitează administrația piețelor,
unde are un birou pus la dispoziție de conducere a administrației piețelor. Și când nu e nici la primărie, nici la administrația piețelor, primăria e condusă de fosta șefă de cabinet, doamna Mihailă, care conduce informal primăria, vedem cu ce rezultate. De asemenea, nu cred că mai e o știre pentru nimeni că cafelele băute de fostul primar Nicula cu actualul primar Viziteu nu mai sunt o știre pentru nimeni. Au și apărut în spațiu public la un moment dat întâlnirile celor doi și foarte mult nu mai e de adăugat aici, dar menționez că fără știința și binecuvântarea, să sesizați dumneavoastră ghilimelele, actualului primar Viziteu, domnul primar Nicula nu ar fi ajuns director la SSPM. Deci fără știința, acceptul și binecuvântarea actualului edil. Aceasta este tripleta falimentului administrativ din ultimul deceniu în municipiul Bacău și a falimentului administrativ, a eșecului de proporții de la insula de agrement, care, reiterez, ne costă până în zilele noastre. Pentru conformitate, iată și decizia Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași, în care, practic, se pune în vedere recuperarea celor 820.000 de lei, 821.510,52 lei de la municipiul Bacău, în contextul pierderii procesului definitiv în ianuarie 2023 pe acest subiect. Eu mă opresc aici cu intervenția pe acest prim subiect al dobânzilor de întârziere datorate de municipiul Bacău și care fac obiectul, repet, proiectului de rectificare bugetară de astăzi, aflat pe masa consilierilor locali. O să dau cuvântul colegei mele, doamna senator Cristina Breahnă Pravăț, pentru a contextualiza ceea ce pare a fi un fel de film Ziua Cârtiței, în care se repetă pierderea fondurilor europene, probabil și în acest an, 31 decembrie 2023, și pentru a nuanța aspectele care au ținut de această datorie către bugetul de stat în contextul nerespectării termenului la insula de agrement, după care voi interveni cu ultima intervenție, sper eu, legată de cele 8 milioane de euro finanțare asigurată de Guvernul României către municipiul Bacău prin Planul Național, Programul Național de Investiții Anghel Salini pentru reabilitarea rețelelor de utilități și apă din municipiul Bacău. Doamna senator, vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! Mulțumesc și eu, domnului prefect, pentru oportunitatea de a participa la această conferință și, în primul rând, dumneavoastră, pentru că ați dat curs acestei invitații. Poate multe aspecte legate de eșecul investiției de la insula de agrement nu ar mai fi de adăugat, însă, în contextul celor precizate de către domnul prefect, devine clar o certitudine faptul că culegem sau nu mai contenim noi băcăoanii să culegem ponoasele ultimilor, să zic așa, trei mandate, poate dacă ne raportăm la fostul primar Stavarache, acolo vorbim de mai multe mandate, vorbim până la urmă de eșecul ultimilor trei edili în administrația locală băcăoană și despre efectele pe care mandatele dumnealor le au încă asupra dezvoltării municipiului Bacău. Acum, fără a încerca să monopolizez deloc minutele alocate acestei conferințe de presă, vreau un pic să ne întoarcem în timp și să ne aducem aminte despre faptul că tot ceea ce înseamnă gropi la momentul acesta în municipiul Bacău, pe care le găsim poziționate la fiecare metru, nu ar fi trebuit să arate așa, pentru că în 2019, alături de colegii mei, am încercat, plecând de la deblocarea acestei plăți a penalității privind fondurile neatrase și pierdute de la insula de agrement, am încercat atunci să forțăm semnarea unor contracte de finanțare care veneau în municipiul Bacău ca efect al depunerii unor cereri de finanțare pe axa 4, sprijinirea dezvoltării urbane durabile, programul operațional regional 2014-2020. Deci, repet, ceea ce vedem astăzi la momentul acesta
în municipiul Bacău ar fi trebuit să arate cu totul și cu totul altfel, ar fi trebuit să vedem niște coridoare nemotorizate, să vedem niște investiții, niște stații de autobuz modernizate și așa mai departe. Ei, evident că s-a pierdut timp și în 2019 datorită fostului edil, pentru că la momentul respectiv fostul edil nu a înțeles faptul că fără plata acestei penalități către autoritatea de management din cadrul Ministerului Dezvoltării, deblocarea semnării contractelor de finanțare nu putea avea loc și atunci vă aduc aminte că la începutul lunii octombrie, cred 2019, deci iată avem aproape 4 ani de zile, în calitate de lider de grup în Consiliul Local, inițiam niște discuții care vizau găsirea unor soluții privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru plata acelei penalități de aproape 8 milioane de lei. Bineînțeles că nu am găsit înțelegerea necesară nici la aparatul de specialitate, nici la fostul edil. Forțam după aceea, la câteva zile distanță, alături de colegii mei, prin depunerea unui proiect de hotărâre de Consiliul Local care viza rectificarea bugetară. La fel, eram acuzați atunci de către aparatul de specialitate și evident de către conducerea primăriei de faptul că încercăm o deturnare de fonduri, că noi, consilierii locali, nu am avea atributul inițierii unor astfel de proiecte care vizează rectificarea bugetară. Interesul nostru nu era să ne autodeclarăm inițiatorii unor proiecte. Era foarte ok dacă domnul primar de atunci ar fi inițiat de unul singur proiectul de rectificare bugetară. Am forțat cât s-a putut, până la urmă acest demers a dat roade. Am devenit, să zic așa, inițiatorii de facto ai acestui proiect. Primarul a înțeles, bineînțeles, forțat de circumstanțe la momentul respectiv, a inițiat un proiect de hotărâre, am reușit să alocăm cele 8 milioane de lei pentru plata acelei penalități. Evident, așa cum conducerea organizației județene a Partidului Social Democrat și-a asumase încă din septembrie 2019, la momentul respectiv, imediat după plata penalității respective care a avut loc, dacă nu mă înșel, pe 9 octombrie, deci la aproximativ o săptămână distanță, vicepremierul Daniel Suciu era la Bacău și semna o parte importantă din contractele de finanțare aferente proiectelor depuse pe axa 4. Ei, după aceea am urmărit, să zicem așa, stadiul implementării proiectelor, am văzut că foarte multe nu s-au mișcat, nici în ceea ce a mai rămas din mandatul fostului edil, nici în ceea ce au reprezentat următorii 3 ani de mandat ai actualului edil. Mai trist este însă că eforturile noastre de atunci au fost făcute tocmai pentru a grăbi până la urmă intrarea în execuție a unor proiecte care însumau atragerea a aproximativ 50 de milioane de euro pentru municipiul Bacău. Și atunci, evident că la momentul la care noi am constatat faptul că nu am văzut efectiv rezultatele, să zic așa, eforturilor normale, firești, pe care niște consilieri locali le-ar fi putut face la momentul respectiv, nu putem trage concluzii decât negative și anume legate de faptul că epopeea, să zic așa, pierderii fondurilor aferente proiectului de modernizare și reabilitare a insulei de agrement va fi una care va fi rescrisă, să zicem așa, și pentru aceste proiecte care se implementează probabil cu un eșec total până la 31 decembrie pe axa 4 dezvoltare urbană durabilă, strategie de dezvoltare urbană durabilă. Este destul de trist pentru faptul că nu sunt, cu siguranță nu sunt singurele proiecte sau nu sunt singurele investiții care vor fi sortite eșecului, pentru că o să revin poate ulterior asupra listei elementelor dezastrului administrativ și a investițiilor eșuate în actualul mandat al primarului Viziteu. Pentru că dacă e să ne uităm un pic la toate investițiile care au debutat începând cu 2020-2021 în municipiul Bacău, vedem că toate sunt sortite în a se concretiza fie în niște gropi, fie în niște studii de fezabilitate. Deci nu mai trec de etapa SF sub nicio formă. Și dacă ne raportăm la anumite declarații pe care actualul edil le făcea la momentul la care era declarat candidat la primăria municipiului Bacău, și dacă vă uitați și căutați în arhiva
publică, o să vedeți că se făceau tot felul de declarații, nu mai are rost să le detaliez, avem aici dovezile în sensul acesta. Fostul edil făcea tot felul de declarații prin care ne asigura sau asigura Băcăuanii că investițiile din fonduri europene reprezintă soluția, că toți banii vor fi cheltuiți numai, da, cu un scop clar și că va elimina toate cheltuielile inutile, că va reuși să gestioneze eficient toate veniturile municipiului Bacău, astfel încât investițiile să fie cheia sau soluția dezvoltării municipiului și așa mai departe. Deci vedem astăzi că nu mai reprezintă fondurile europene rețeta perfectă pentru dezvoltarea municipiului Bacău, dimpotrivă pierderea lor este, să zic așa, amprenta pe care o lasă, să zic, și acest edil asupra municipiului Bacău. Vedem cum trăim într-un oraș plin de gropi, plin de mizerie, la fiecare pas. Și vă spun, constat lucrul acesta ca cetățean, ca mamă, ca am o groapă în fața blocului, vă spun că de fiecare dată când iese fetița în parc, îi spun că a mai crescut și îi spun, mai iese și singur, așa, o ajung eu din urmă, ajunge taică-su din urmă și îi spun, am o groapă în fața blocului de vreun metru și ceva. Deci care nu se mai, de 6 luni de zile, cred că stă neastupată. Și nu putem, adică, să nu constatăm noi toți că la fiecare 5-10 metri, ca să nu zic uneori la fiecare metru, vedem o groapă în municipiul Bacău, nimic altceva. Și evident că administrația aceasta, să zic așa, besmetică, coordonată de un primar fără experiență administrativă, fără viziune, aș spune, fără echipă, la un moment dat va ajunge să ducă Bacăul în faliment, dacă nu l-a dus deja. Și vinovați, să știți, nu se fac nici cei care au atras fondurile europene. Da? Echipa fostului edil de la început, să spunem așa, din care a făcut parte și domnul prefect. Nu se fac vinovați nici cei care au luptat până la urmă pentru am luptat noi, echipa consilierilor PSD, câteva luni de zile pentru deblocarea acelei semnări de contracte de finanțare. Vinovați nu se fac nici cei care au aprobat acum 2 luni un credit suplimentar pentru municipiul Bacău, tocmai pentru execuția și finalizarea acestor proiecte. Vinovați, deci nu pentru eșecul, care clar va fi validat în decembrie 2023, nu se face nimeni din aceste categorii de factori implicați, ci doar incompetența actualei administrații, care până la urmă e vizibilă și nu știu cum o să reușim să zicem așa, să reducem cât se poate la minim efectele acesteia asupra municipalității. Cum spuneam, lista investițiilor eșuate în municipiul Bacău este una destul de lungă. Ni s-a promis stadion, nu avem stadion. Ni s-a promis parc industrial, s-au investit acolo în jur de 800.000 de lei. Deci e o sumă importantă cu care puteam, să zicem, să realizăm un loc de joacă sau să facem o altă investiție. Deci s-au făcut investiții clare în studii de fezabilitate, deși era aproape clară, să zicem așa, decizia pe care o va emite Autoritatea Aeronautică Civilă din România și de asemenea Ministerul Apărării, care nu au validat proiectul parcului industrial. Deci lucrurile acestea nu cred că nu au fost cunoscute de către fostul edil. Dar, cum spuneam, studiile de fezabilitate reprezintă, să zic așa, singurele realizări sau vor reprezenta cu siguranță la sfârșitul mandatului singurele realizări cu ghilimele de rigoare ale actualului primar. De asemenea, am avut promisiuni clare în sensul întreținerii infrastructurii publice în municipiul Bacău, parcuri, locuri de joacă. Am văzut, da, în mai multe ședințe de Consiliu Local, cum consilierii locali au aprobat uneori chiar cu unanimitate de voturi alocarea de credite bugetare din bugetul local pentru modernizarea unor parcuri, pentru modernizarea unor locuri de joacă. Ce se întâmplă? Adică unde sunt ele? Nu vedem nimic concret. Adică, nu știu, 1-2 locuri de joacă poate așa modernizate, să zicem, de formă, locuri de joacă unde s-a înlocuit deja covorul respectiv sau covorul bituminat de la nivelul locurilor unde sunt
să zicem, tot felul de topogane sau alte, alte dotări pentru recreerea copiilor. Indiferent de sursa de finanțare, că vorbim de fonduri europene, că vorbim de fonduri guvernamentale, că vorbim de fonduri din bugetul local, constatăm că acestea ori nu sunt utilizate și vedem lucrurile acestea în contul de execuție, aprobat trimestru de trimestru la nivelul primăriei municipiului Bacău, ori dacă nu sunt concretizate, nu sunt utilizate, sunt utilizate inutil, exact în contrasens cu ceea ce primarul Viziteu își asumase încă din decembrie, mă uit aici, 2019, când era declarat candidat sau când se autodeclara și era declarat de către formațiunea politică care îl susținea candidat la primăria municipiului Bacău. E interesant să citiți comunicatele de atunci, să vedeți că absolut nimic, dar absolut nimic din afirmațiile de atunci nu sunt validate. Adică se vede cu ochiul liber și nu trebuie să fii de specialitate să vezi că nu a respectat nimic din lista, să zic așa, principiilor cu care pleca la drum la momentul respectiv. E important de știut, revenind la ceea ce înseamnă proiecte realizate pe axa 4, faptul că nu putem fixa vinovații numai în trecut. Sunt poate și în trecut, cum spuneam, fostul primar Necula a întârziat cu câteva luni bune semnarea contractului de finanțare și poate și acele luni ar fi contat. Dar dacă ne uităm în mandatul actualului edil, vedem, de exemplu, cum unul din proiectele de finanțare pe axa 4, un proiect de finanțare care vizează investiția constând în realizarea traseului pentru deplasări nemotorizate sud-centru-aeroport. Deci această investiție era validată de către verificatorul de proiect încă din 12.08.2021. Deci avem un raport de un referat de verificare aici, prin care, da, vedem foarte clar aici la concluziile asupra verificării că proiectul era declarat corespunzător. Deci august 2021, suntem în mâine, da, în august 2023, deci 2 ani de zile de la momentul la care s-a făcut proiectarea și lucrările puteau intra în execuție. Deci mereu am constatat la actualul edil faptul că el caută vinovați, da, în legislaturile trecute, în mandatele trecute, dar nu are sub nicio formă nicio scuză, dat fiind faptul că timp a fost suficient. Nu vorbim despre construcția de autostrăzi, nu vorbim despre construcție de poduri, vorbim totuși despre niște trasee care se puteau realiza dacă proiectele erau urmărite, dacă exista o echipă în primăria municipiului Bacău care să monitorizeze implementarea acestor proiecte și dacă exista interes în acest sens. Cam asta am vrut să vă spun pe scurt. Dacă vor mai fi întrebări, putem discuta punctual despre fiecare investiție, cum spuneam, sortită eșecului sau dusă până la stadiul de studiu de fezabilitate și nu mai mult în municipiul Bacău. Mulțumesc, doamna senator, pentru intervenția dumneavoastră exhaustivă cu privire la subiectul conferinței noastre de presă. Vreau să am o intervenție înainte de a vă da cuvântul pentru eventuale întrebări, dacă acestea sunt, vis-a-vis de Programul Național de Investiții Angel Salini și de suma asigurată de Guvernul României încă din iulie anul trecut, 2022, pentru refacerea infrastructurii de utilități și rețea de apă din municipiul Bacău. Peste 8 milioane de euro sunt puși la dispoziție de Guvernul României și asigurați pentru primăria municipiului Bacău. O sumă considerabilă, aș spune eu, cu target, cu țintă către infrastructura de distribuție a apei în interiorul municipiului Bacău, care e cea mai afectată, cea mai uzată. Știm foarte bine că sunt zone în municipiul Bacău în care pierderile în sistemul de distribuție sunt de 50-60%, deci practic mai bine de jumătate din apa transportată prin acele conducte sfârșește în pământ. Zona Șerbănești, de pildă, dar nu e singura asta. Lansez un foarte serios apel și un semnal de alarmă foarte serios, reiterând ceea ce am mai spus în vreo două intervenții publice, pentru că săptămână de săptămână sunt în legătură directă cu colegii din Ministerul Dezvoltării
la un an de zile de la obținerea acestei finanțări și asigurarea acestei finanțări, cei de la municipiul Bacău nu au depus o hârtie în programul, în platforma informatică a acestui program, platforma națională, a programului Anghel Salin. O hârtie. Nu mai spun de un proiect tehnic sau știu eu ce alte documentații tehnice care să împingă înainte acest proiect și să se implementeze modernizarea, reabilitarea acestor conducte, care ne dau atâtea bătăi de cap în municipiul Bacău, problema alimentării cu apă fiind una, aș spune, de rezonanță națională de acum. Nu au depus nici măcar o hârtie într-un an de zile. Timp în care comune din județul Bacău, cu disponibilități și capacități infinit mai reduse decât cele ale unui municipiu reședință de județ, au ajuns deja la licitațiile de execuție lucrări pe proiectele pe care le-au depus pe Programul Național de Investiții Anghel Salin. Este inadmisibil, oameni buni, ca în 2023 să existe atâta nesimțire administrativă în conducerea unei primării, reședință de județ, și cele 8 milioane de euro, bani foarte utili în reabilitarea acestor rețele, că nu trebuie să le faci peste noapte, dar trebuie să te apuci să le faci, nu? Eșalonat, bani foarte utili să stea degeaba, neutilizați, pentru că actuala conducere a primăriei și funcționarii din subordine, cred că privesc la anul 2024 și la următoarele alegeri, mai degrabă decât la implementarea de proiecte în municipiul Bacău. Totuși este o sumă considerabilă care zace neutilizată nici până astăzi. N-au depus nicio hârtie în această platformă națională. Când depui o hârtie sau un proiect acolo, ai clarificări. Ministerul îți trasează clarificări. Vii cu un update, cu răspunsuri la clarificări și la un moment dat primești undă verde să plece în licitație de execuție lucrări cu acel proiect. Ei, la primăria Bacău nu s-a depus nicio hârtie în această platformă națională. Aici, dacă îmi permiteți... Vă rog, doamna. Vorbeam despre echipă și despre importanța echipei și despre faptul că lucrurile asumate, să zic așa, înainte de a candida sau de a exista rezultate obținute, sunt uneori nevalidate, nerespectate. Apropo de investițiile care ar trebui realizate prin programul Anghel Salini, mai există, să zicem așa, vinovați, aș spune, fără doar și poate în primăria municipiului Bacău, pentru că de lăudat știm să ne lăudăm cu toții, e foarte simplu să ne lăudăm și vedem aici cum, tot printr-un comunicat public, viceprimarul Liviu Miroșanu, în 22 iulie 2022, ne anunța că vine cu vești bune de la București și că drumurile pe care le-a făcut la București, la ministere, la agenții, la companii guvernamentale și discuțiile purtate cu fostul premier Nicolae Ciucă au dat roade și proiectele care primesc finanțare prin programul Anghel Salini sunt semnate. Dar din iulie 2022 nu l-am mai auzit pe domnul viceprimar Liviu Miroșanu să intervine cu vreun comunicat legat de stadiul implementării acestor proiecte. Dacă dumneavoastră mai găsiți vreun comunicat public în sensul în care dumnealui ne-ar fi informat în legătură cu progresul acestor proiecte, vă rog să ne-l puneți și nouă la dispoziție cu tot respectul. Deci nu ne place decât să ne lăudăm, să spunem că nu facem drumuri degeaba la București, dar când vine vorba de a acționa și de a încărca efectiv documentele necesare în platforma specifică implementării acestor proiecte de pe site-ul agențiilor guvernamentale, nu facem absolut nimic concret. Totuși vorbim despre două persoane, atât despre primarul Viziteu, cât și despre viceprimarul Miroșanu, care ar trebui să facă front comun, pentru că așa au pornit la drum în echipă, și să deblocheze și să utilizeze aceste fonduri. Repet, totul rămâne la nivel de declarații sau la nivel de SF-uri. Cred că aceasta este concluzia cu care aș încheia intervenția mea. Guvernul României, guvernul Ciucă, în 2022 a alocat această sumă de bani pe Ministerul Dezvoltării, care e titularul acestui program național de investiții și îl pilotează.
A trecut mai bine de un an de zile de la această alocare financiară la nivel de UAT, de Primăria Municipiului Bacău și eu bănuiesc, dar asta este doar o opinie, să spun așa, personală, că nu există niciun proiect, de fapt, la Primăria Bacău pentru acești bani, pentru a pune acești bani la lucru. Concret, un proiect care mâine dimineață să fie, de exemplu, lansat în licitație sau evaluat la nivel de minister. Da, domnule, e bun? Sau mai aduceți anumite îmbunătățiri, ameliorați-le în anumite puncte și dați drumul la licitație. Nu cred că există niciun astfel de proiect. Deși problema apei, repet, știm foarte bine, și din anii trecuți reprezintă una din problemele stringente ale municipiului Bacău. Și dacă nu mă înșală memoria, actualul primar a și promis finalizarea și punerea punct a acestei probleme, astfel încât să nu mai întâmpinăm dificultăți în furnizarea apei și în alimentarea cu apă orașului. Da. Cam atât am avut să vă comunicăm astăzi în conferința de presă. Vă stăm la dispoziție cu întrebări, dacă ele există și relativ la subiectele. Vă rog, domnul Popescu. Referitor la partea politică a declarațiilor dumneavoastră, fostul primar Nicola a făcut un apel vineri la constituirea unei alianțe pentru Bacău cu orizontul anul 2024. Cum comentați afirmațiile și propunerea practic lansată public? Și a doua întrebare e, concret, cum votează azi PSD proiectul despre care ați vorbit de rectificarea bugetului, în care e inclusă și suma pentru insula de agrement? Deci, la întrebarea numărul 1, cu permisiunea dumneavoastră, i-aș da cuvântul doamnei senator, pentru că e prim vicepreședinte la municipală și politică, că circumscrie mai bine acest subiect. Cum votează PSD proiectul referitor la creditul pe care îl vor plăti următorii 6 primari? La prima întrebare, e complicat așa să subscrii unui apel venit din partea unui coleg care eu vorbesc în numele organizației, în numele meu în primul rând și a colegilor din organizația municipală pe care îi reprezint la nivel 2, ca să zic așa. E complicat să subscriu unui apel venit repede din partea unui fost coleg care a dezamăgit. Și ne-a dezamăgit pe fiecare în parte și nu are rost să intrăm în detalii pentru că am putea veni cu foarte multe dovezi în acest sens. Pe de altă parte, suntem în mâine, în august 2023. Alegerile locale poate vor avea loc probabil în toamna anului 2024. Deci suntem la cel puțin un an distanță. Nu cred că vom ști sau putem ști astăzi dacă va exista sau nu va exista o alianță. Clar este că putem gira pe faptul că prototipul candidatului care va fi girat de către Partidul Social Democrat nu va intra deloc pe zona lipsei de experiență administrativă, pe zona, să zic, diletantismului politic. Nu ne mai permitem experimente. Municipiul Bacău și cred că cele enunțate de domnul prefect, eșecul ultimilor 3 edili și așa mai departe, cu atât mai mult ne face să fim responsabili. Ne trebuie să ne facă să fim responsabili noi ca organizație politică și să validăm și să susținem un candidat comun sau nu, care să satisfacă, să zic așa, cu totul și cu totul mai multe cerințe și rigori în sensul acesta. Un bun administrator, o persoană serioasă, o persoană disponibilă la efort susținut pentru administrația băcăoană și așa mai departe. Cam atât am avut să spun. Da, cu privire la a doua întrebare a dumneavoastră referitoare la rectificare, dați-mi voie să nu anticipez eu, chiar dacă acest răspuns poate nu vă este confortabil, dar dați-mi voie să nu anticipez eu mersul lucrurilor în Consiliul Local. Ceea ce pot să vă spun însă este că e un grup de aleși care vor promova un alt tip de rectificare bugetară decât cel pus la ordinea de zi de către primar. Se va face un amendament? Un amendament foarte serios și pe probleme stringente ale municipiului Bacău, nu pe poveștile domnului Viziteu. Amendament care e negociat și susținut și de alte partide? N-aș putea să vă confirm eu sau să vă infirm. Cred că e o discuție de fond și cu alți parteneri din Consiliul Local care de altfel au amendat și bugetul la începutul anului. Nu mai este o noutate asta.
Da, deci, nu pot anticipa eu mersul lucrurilor în Consiliul Local. Vă rog. Practic, dacă aveți un amendament PSD, dacă are da. E un amendament al unui grup, nu al unui... Nu, în forma, avansată de actualul, de primar, propusă de inițiator, sigur nu. Și la creditul pe 6 primar? Păi, având în vedere că, așa cum spunea și doamna senator anterior și cum a și spus organizația noastră în precedentul, în precedenta ședință de Consiliu Local, când s-a aprobat acest în urmă cu vreo două luni, dacă nu mă înșală memoria, noi avem un risc în municipiul Bacău semnificativ, odată cu pierderea fondurilor europene nerambursabile la 31 decembrie 2023. Și riscul este ca orașul să rămână cum îl vedeți astăzi. Spart, plin de găuri, șanțuri, gropi, pavele înlăturate de pe trotuare și așa mai departe. Ei, ca să ai o plasă de siguranță pentru finanțarea acestor proiecte, măcar să nu le lăsăm, imaginați-vă ce înseamnă o iarnă trecută peste acest... peste acest șantier, dar șantier fără sens, fără direcție. Un șantier sine die, noi nu mai știm când se va termina. Ați văzut că au început lucrări, s-au oprit, încep iar, pe aici cu alea, să mai sparge câte un trotuar, dar nu există un plan sau o strategie. E un fel de hirupism și o precipitare motivată de pierderea fondurilor europene la 31 decembrie 2023. Bine, o plasă de siguranță trebuie să existe. Și această plasă de siguranță este acest împrumut bancar care... Repet, de fapt, perspectiva accesării unui împrumut bancar, că dați-mi voie să avem un pic de răbdare să vedem ce împrumut bancar va accesa primăria Bacău, pentru că această procedură trebuie să treacă prin Comisia de Avizare a Împrumuturilor Locale de la Ministerul de Finanțe, ea trebuie subsumată sau circumscrisă unui procent de îndatorare, unui grad de îndatorare al municipiului și în cele din urmă unui grad de îndatorare la nivel național. Pentru că toate împrumuturile astea vin într-un coș național al datoriei publice. Și dacă tot am aprobat acum două luni, știți, să se fi întâmplat ceva, a ieșit din comun cu acest împrumut, uite că vine toamna, luna august, se încheie acum și n-am auzit nimic despre acest împrumut. Decât că a venit la mapa consilierilor locali un proiect de actualizare, sau mă rog, de amendare a acelui proiect anterior aprobat de Consiliul Local. Sunt convins că este nevoie de o plasă de siguranță, sunt convins pentru că riscul major este să ne trezim cu un oraș care arată, nu vreau să fac eu analogii de tipul ăsta, dar arată precum Kandahar în anii intervenției în Afganistan. Și nu cred că nimeni dintre noi își dorește așa ceva. Chiar dacă avem un primar incompetent, o administrație de lăsătoare, lipsită de direcție, care a rătăcit nordul busolei de mult, din primele luni de mandat, da? Da, noi trebuie să fim responsabili, noi cei care locuim în municipiul Bacău, care îndeplinim funcții de responsabilitate publică, cred că avem datoria de a fi responsabili față de municipiul Bacău și față de comunitatea Bacău. Pentru doamna Cristina. Vă rog, domnul. Tot o întrebare politică. Dacă Partidul Social-Democrat și-a cristalizat candidații pentru primăria din Bacău și dacă eventualul candidat sau în genere partidul are un proiect serios pentru zona stadionului, care este probabil una din zonele cele mai dificile ale Bacăului. Păi, cum i-am răspuns și domnului Popescu, totuși mai e un an până la, cel puțin un an până la momentul alegerilor locale. Evident că nu vom anunța candidatul cu două săptămâni înainte. El va fi făcut public, dar așa cum i-am spus și domnului Florin Popescu, cu siguranță candidatul propus și susținut de Partidul Social Democrat nu va fi încadrat în prototipul, să zic așa, foștilor edile ai municipiului Bacău. Va face clar notă discordantă în sensul pozitiv. Se speculează mult, am văzut, în spațiu public. La momentul acesta nu există, zic așa, un candidat validat. Partidul Social Democrat are destul de variante, să spun, pentru un candidat la primăria municipiului Bacău. Cu siguranță conduce. Dacă vi s-ar oferi această șansă? Evident, după o discuție cu conducerea partidului, voi lua cea mai bună decizie. Cu siguranță, repet, se va cristaliza o propunere care nu va mai dezamăgi Băcoane sau care va face tot posibilul să nu mai dezamăgească Băcoane. Adică chiar Bacău nu mai are timp de pierdut.
vedem cum stau teancuri de pavele de 6 luni pe trotuare, gropi, praf, tot felul de punți din realizate, să zic așa, în mod primar, din lemn sau din tot felul de materiale. Improvizații. Da, improvizate. Deci suntem mai rău ca nevul mediu. În orice comună, să zic, limitrofă Bacăului, te-ai duce, nu găsești un asemenea dezastru. Deci clar, n-ai cum să asimilezi stadiul în care arată acum Bacăul cu ceea ce vedem în comunele limitrofe sau chiar în comune mai îndepărtate de municipiul Bacău. Administrațiile locale din mediul rural, conduse de Partidul Social Democrat, dau lecții, să spun așa, municipiului Bacău, municipiului reședință de județ până la urmă. Ma, dacă îmi permiteți o scurtă paranteză și fără a interveni prea intempestiv sau caustic, malițios, preluăm pasa de la întrebarea domnului Popescu, întrebarea precedentă. Totuși, cred că lecția dată în 2020 de băcăvani și pe care o vedem cristalizându-se în opinia publică, pentru că urmărim cu toții viața publică băcăvană, ce se întâmplă în spațiu online și nu numai, este aceea a lăsa deoparte experimentele și improvizațiile la conducerea primăriei Bacău. Pentru că municipiul Bacău, municipiul reședință de județ, reprezintă un pilon al dezvoltării județului, sau ar trebui să reprezinte un pilon al dezvoltării județului, și vedem că acest lucru nu există la acest moment, în peisajul administrativ băcăuan. Și nu există pentru că municipiul reședință de județ este condus de unul din cei mai slabi primari, poate cel mai slab din istoria post-decembristă a Bacăului. Și cu o echipă care strălucește prin nepricepere și incompetență. Mai întrebam dacă Partidul Social Democrat are un proiect pentru stadion. Pentru zona stadionului. Sunt mai multe discuții, sunt mai multe variante. Evident că la momentul acesta proiectele pentru municipalitate nu pot fi puse pe hârtie din postura noastră a Partidului Social Democrat, pentru că nu avem niciun calitate, să zic așa, la nivel de executiv al municipiului Bacău. Dar cu siguranță Partidul Social Democrat știe că această investiție este una extrem de dorită de băcăuani. E clar în top 3, să spunem așa, investiții sau doleanțe ale băcăuanilor, și atunci vor exista mai multe soluții care probabil vor fi supuse consultării publice. Nu cred că se va ieși cu, așa ar fi firesc, da? Să venim cu 2-3 opțiuni care să fie supuse unei consultări publice și ulterior decizia să fie luată de către viitorul edil și echipa sa de la momentul respectiv. Deocamdată domnul Viziteu este cel care a promis un stadion și la butoane, ca să spun așa, și a promis un stadion și a furnizat un studiu, nu un stadion. Urmează să vedem ce se va întâmpla cu respectivul studiu al domniei sale. Deși în 2019 edilul Viziteu acuza, să zic așa, din toate pozițiile, viziunea retrogradă a PSD-ului. Da, îi reamintesc faptul că PSD-ul din 2016 încoace nu a făcut altceva decât să atragă fonduri pentru municipiul Bacău. Fonduri care au fost pierdute sau vor fi pierdute în mandatul său. Nici de cum altceva. Deci din nou dau citire, să zic așa, unui comunicat, că tot îl am în față aici, din 2019, prin care domnul Viziteu ne asigura că dezvoltarea infrastructurii va fi făcută doar prin atragerea de fonduri europene și că va face tot posibilul ca băcăuanii să nu mai fie ținuți captivi viziunii retrograde a PSD-ului. Deci îi reamintesc faptul că PSD-ul nu a făcut altceva decât să atragă fonduri europene din 2016 încoace pentru municipiul Bacău, fonduri europene care au fost pierdute din lipsa de acțiune și de implicare până la urmă și de experiență a domniei sale, actualului edil. Mai am o întrebare. Da, vă rog. Așa este, din zona Ura și până spre ieșirea în zona de nord, Bacău este practic sfârtecat de tot felul de lucrări. Sunt lucrări în, mai ales pe trotuare, acolo unde circulă pietoni. Sunt șanțuri, gropi, într-un cuvânt, un pericol real de accidente. Aici, pe trotuarul de la Decebal, zona, fosta zonă de promenadă, avem o punte din doi dulapi de lemn de brad. Și acum eu vă întreb,
mai avem în Bacău Inspectorat Teritorial de Muncă. Inspectorat Teritorial de Muncă? Da. Există inspectori care să verifice modul cum sunt împrejmuite, au și fost verificate aceste lucrări. Ele au statut de șantier. Mă rog, un șantier poate mai slab semnalizat, dacă înțeleg că la asta faceți referire. Da. Au și fost verificate. Sigur, nu putem da sancțiuni sau contravenții la nesfârșit pe același obiect. Pentru că irresponsabilitatea unei administrații locale nu poate fi verificată și sancționată la nesfârșit doar prin niște amenzi, cred că trebuie sancționată de către cetățenii care au instalat această administrație locală. Totuși, doamna senator, și profit de ocazie că a venit cu acest document, a prezentat un referat de verificare a proiectului. Știți că proiectele e obligație legală, verificarea de proiect și parafa verificatorului de proiect din 2021. Deci toate aceste proiecte tehnice au fost realizate în 2020-2021. Toate aceste proiecte tehnice. Cum au fost ele concepute? Cum au fost ele recepționate în primărie? Pentru că eu am semnale că au fost recepționate la modul următor. S-a citit pagina de gardă, coperta studiului de fezabilitate și s-a semnat actul de recepția documentației tehnice. Fără a se mai vedea dacă ceea ce conține acest proiect tehnic bate cu realitatea orașului în care trăim. Sau cu ceea ce fusese gândit inițial prin strategia, prin fișe de proiect sau prin o strategie de dezvoltare urbană integrată, care a fost realizată în primăria Bacău. Eu nu știu ce a recepționat domnul Viziteu, înclin să cred că filmul de la insula de agrement în care s-au recepționat documentații tehnice nefiabile, lipsite de un fundament și de seriozitate, îl retrăim astăzi cu aceste proiecte. Și hirupismul ăsta, precipitarea asta, coroborată faptului că aceste proiecte tehnice sunt lacunare și au multe minusuri, multe lipsuri, dau orașul pe care îl vedem astăzi. Și acest șantier fără noimă, fără sens, pentru că sentimentul este că nu se mai termină. Nu există o perspectivă reală de finalizare a acestor lucrări. Cel puțin in the foreseeable future, cum spune englezii, în viitorul care poate fi întrevăzut. Și riscul major este să avem... Imaginați-vă cum va începe școala, dragi colegi din presă, cum va începe școala în septembrie. Cu un oraș bombardat, efectiv. Mă și aștept la ambuteiaje și la tot felul de blocaje în trafic și nu numai. Cauzate de aceste proiecte, făcute în mod hirupistic și fără o bază tehnică solidă, din punctul de vedere al proiectării. Cred că pe Vasile Alexandri va fi dezastru. Avem ras pe partea dreaptă pentru o pistă care nu s-a mai finalizat. Acolo este aglomerația. Domnia sa a descoperit, eu știu foarte bine că la momentul în care a intrat în primărie, le-a comunicat directorilor că avem 3 ani la dispoziție, 2020-2023, până în decembrie, avem timp până în decembrie 2023, și uite că a luat în neserios acest termen, refuz să cred că un pietonal sau un coridor nemotorizat, proiectarea lui, a amintit doamna senator de cei 2 ani scurși, proiectarea lui și o procedură de licitație poate dura mai mult decât proiectarea unei autostrăzi în România. Păi a 13 are 28 de luni. Domnul primar a intrat de 36 de luni în primărie, aproape. Cu finanțarea asigurată, banii stând la ușă, așteptând să fie cheltuiți și puși în operă. Refuz să cred că un pietonal, poate proiectarea unui pietonal sau unui traseu de bicicletă, unei piste de bicicletă, poate lua mai mult decât o autostradă. Apropo de școală, s-a găsit o soluție pentru Colegiul Alexandrii? Pentru Colegiul Alexandrii am făcut acea ședință și s-a ieșit în spațiu public cu soluția identificată și la care a achesat la momentul respectiv și a achesat sub semnătură conducerea Colegiului Alexandrii și a fost înaintată de către Inspectoratul Școlar către primărie, vorba de liceele din proximitatea colegiului care sunt dispuse să preia după un program reașezat, un program regândit, astfel încât elevii să poată intra la liceul 5 și la liceul sanitar. Urmează ca cei care sunt responsabili, respectiv
Primăria Municipiului Bacău, în calitate de administrator și gestor al infrastructurii școlare, conducerea Liceului Alexandrii, să emane cu consultarea Inspectoratului Școlar Județean soluția finală, să spun așa, în lumina discuțiilor care au fost făcute. Eu nu știu dacă se va desemna un constructor pentru Colegiul Alexandrii înainte de începerea anului școlar. Stau și mă întreb dacă acești elevi pot începe anul școlar, poate chiar în colegiu, de vreme ce nu știm nimic despre direcția acestei proceduri. E o estimare pe care s-a lucrat la nivel de conducerea liceului și inspectoratul școlar, o estimare a primăriei că undeva la august-septembrie ar fi posibil să se elibereze clădirea și să fie pus amplasamentul la dispoziția constructorului. Dar constructorul nu este încă stabilit. Așa încât n-aș vrea să mă lansez într-o divagație cu un răspuns care încă trebuie lucrat la o soluție și factorii responsabili. Eu am inițiat acele discuții pentru că mi-au parvenit sesizări din partea părinților care nu știau unde vor începe copiilor anul școlar, pentru că un an de zile Primăria Bacău nu a mișcat niciun deget pentru a stabili concret, pentru că se știa din toamna anului trecut că există această aplicație și că nu poți reabilita un liceu, știu eu, cu dată fiind amploarea acestei investiții, pentru că e un imobil istoric care necesită o consolidare foarte serioasă, nu poți interveni cu elevi în interior. Mai ales că vorbim de copii, până la urmă. Mă rog, dacă mai sunt întrebări. Dacă nu mai sunt, dați-mi voie să reiterez mulțumirile mele pentru că ați dat curs în conferinței noastre de presă și ați participat la conferința de presă de azi. Vă urez o zi bună și cât mai productivă. O zi bună, la revedere!